A fost haos la Rânca, turiștii au luat cu asalt stațiunea montană și s-au format cozi interminabile de mașini. Lipsa locurilor de parcare și-a spus încă o dată cuvântul, șoferii și-au lăsat autoturismele la voia întâmplării, ceea ce a făcut ca aglomerația în trafic să se instaleze imediat. Autoritățile nu au găsit nicio soluție pentru a rezolva această problemă, deși anul trecut au fost numeroase blocaje în zona montană. Deși polițiștii gorjeni au fost prezenți în acest weekend în zona Novaci-Rânca pentru fluidizarea traficului rutier, blocajele nu au întârziat să apară. Motivul? Lipsa locurilor de parcare. Unii șoferi și-au lăsat mașinile pe carosabil, unele parcări nu au fost dezăpezite, iar pe străzile dintre pensiuni nu a fost înlăturată toată zăpada. Pe pârtii au fost mii de turiști veniți din toate colțurile țării. Înfofoliți bine, aceștia s-au bucurat din plin de stratul consistent de zăpadă și jandarmii montani au fost la datorie. Aceștia au pus în funcțiune șenilata și au încercat să prevină altercațiile în trafic.